Bună dimineața, gospodinele mele dragi! Astăzi vom pregăti turtă în foi. Știu că pare o prăjitură banală, poate că știți de ea, poate ați mai făcut pe acasă, dar asta este prăjitura mea a copilăriei. Eu cu asta am crescut, mama mea așa îmi făcea când eram copil, bunica mea la fel. Când mi-era foame, era cum ar veni prăjitura de duminică. Când venea duminica, hai să facem câte o turtă în foi, câte o tavă de turtă în foi. Și apoi făcea beată mama sau mămaia și noi ca copii veneam și luam în fugă câte o bucată de turtă și mâncam, plecam cu turta în mână și plecam la joacă. Așa că o să facem și noi astăzi o turtă în foi. Aici, uitați, am cam cât o nucă așa de drojdie, o nucă mai mare. O să frământăm drojdia. Aici avem zahăr și untură. Dacă nu puteți să faceți cu untură sau nu aveți sau nu vă permite sănătatea, faceți cu ulei. Dar eu, dacă stau la țară, o să facem cu untură. Și acum o să pregătim întâi aluatul. Aluatul care v-am zis să am pus aici drojdie. O să punem și o linguriță de sare mare, de asta grunjoasă. Și două căni mai mari de apă. Și o să începem să o plămădim. Da. Bineînțeles, cu copăița mea cea bătrână și ea, care o avem de mult. Este nedezlipită de la orice prăjitură și chiar și de la o turtică când facem, ea este permanent aici în bucătăria noastră. Facem cu două căni de apă ca să facem cel puțin măcar două tave de turtă în foi. Nu ne place. Mai punem o cană de apă. Făină, bineînțeles, cât cuprinde, că pe timpuri mamaia nu cântărea, nu punea acolo și făcea aluatul din ochi și apoi de câte ori făcea, de întindea foaia de turtă în foi, trebuia să ai tot timpul făină în permanență, că trebuie să mai presar pe foaie ca să poți să o întinzi cât mai subțire. Trebuie foaia întinsă ca la plăcintă, poate chiar și mai subțire, dacă puteți să o întindeți, e și mai bine. Și acum o să... Așa. Dacă faceți numai o tavă de turtă, voi o cană mare e suficient, dacă aveți o cană mai mare. Acum începem să frământăm pâinica. Aluatul de turtă în foaie. Apa trebuie să fie călduță, nu fierbinte.
Călduț. Ulei n-am pus în aluat nici untură, că o să fie destulă grăsime când om întinde foile. Și nu avea niciun rost să mai punem ulei sau în aluat. Am mai lăsat-o puțin să odihnească și acum o să începem să întindem foaia. Și o să încercăm să întindem cât mai subțire. Cum v-am zis, ca la plăcintă sau poate chiar un pic mai subțire ca la plăcintă. Plăcinta țărănească. Și bineînțeles, făină tot timpul să fie aici pe masă, câte puțin așa, ca să putem să întindem aluatul, ca să nu se lipească de vergea. Facem și așa, care știe să facă și așa, uitați, uite așa se face. Și o întindem cât putem noi de subțire. O luăm și pe parte și pe alta ca să iasă treaba cât mai bună. Mama mea, când pleca la sapă pe-n curte și se făcea foame și nu mai stătea să pună masa, să mai mănânce, ca să termine, venea și lua câte o bucată de turtă în foaie și pleca, o mânca și pleca și la sapă iar. Avem grădină mare în curte și deodată nu mai te duci la 12 la masă. Cum vedeți, am întins foaia cât am putut eu de subțire, uitați. Și acum o să vedeți. O să punem untura. Uite așa, o întindem pe foaie. Stai să o luăm mai aproape de noi. Opa, așa. Ca să nu o facem chiar așa pe masă de un soare. Uite așa, întindem așa frumos untura pe foaie. Untură din belșug sau ulei, ce aveți sau ce aveți dumneavoastră pe în casă sau ce puteți să mâncați. Dacă puteți să mâncați untura, e mai bună untura. E untură sănătoasă de porc crescut în curte. Da. Uitați, așa, am pus untura și acum facem, punem și zahăr, presărăm zahăr, așa. Așa, și acum o tăiem așa. Așa facea mama mea și bunica și facem așa. O dau așa. Vedeți? E foarte ușor. E mult până întindeți foaia. Și facem așa și o punem aici. Și când facem 4-5 foi din aceastea, pe urmă o să vedeți că o să o întindem peste tot. Da. Am făcut aici tava, uitați aici e tava de tuce, este o tavă mai micuță. Și am făcut aici 2, 3, cam 4, 5 foi. Le-am împăturit după cum ați văzut prima dată și acum le apăsăm așa
ca pe o turtă așa. Le apăsăm până întindem toată tava cu ea. Așa. Facem. Cât de bine putem. Gata. Asta este tava. Acum punem și deasupra zahăr. Și acum o tăiem. O tăiem așa. Și o mai lăsăm 10-15 minute să se odihnească. Și o să o băgăm la cuptor. Asta este turta în foi. Acum așteptăm să se odihnească puțin și o să o băgăm la cuptor, să o coacem. Uitați, acestea este turta în foi. Uitați ce frumos a rumenit. Noi vă dorim poftă bună și poate încercați și dumneavoastră într-o zi când aveți poftă de turtă în foi și de prăjitura copilăriei, poate încercați. Poftă bună, o zi bună în continuare,